seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fețe Fețe aici la ȘTV Târgu Mureș. În această după-amiază, am spus seara, dar am trecut deja la ora de vară și afară, parcă soarele vrea să apară, deși încă nu știm dacă e primăvară sau iarnă, sper să vină până la urmă, eu v-am spus o primăvară plăcută încă de acum câteva săptămâni. Vreau să vorbim despre două subiecte importante pentru comunitate și pentru noi. Primul este legat de mediul care ne înconjoară și care trebuie să fie păstrat pentru a ne menține calitatea vieții așa cum e ea în acest moment în Târgu Mureș, Mureș și în România. Iar cel de-al doilea are și el legătură cu calitatea vieții, pentru că vom vorbi de ce se întâmplă cu parcările începând din 1 aprilie, cum vor fi gestionate acestea și lucrurile pe care trebuie să le știți toți cei care vreți să veniți cu mașinile în centrul Târgu Mureșului. Așadar, în prima parte, despre mediul cu șeful Agenției pentru Protecția Mediului de la Târgu Mureș, domnul Dănuș Ștefănescu. Bună ziua și bine ați venit, domnule Ștefănescu. Bună ziua dumneavoastră și privitorilor noștri. Sunt câteva subiecte importante așa la venirea primăverii pe care vreau să le discutăm. Așteptăm, desigur, și telespectatorii dacă vor să vă întrebe lucruri clare despre activitatea lor și a dumneavoastră pe linie de mediu. Primul pe care vreau să-l abordăm, am fost invitați la o prezentare de program, programul LIFE, care vizează, exact așa cum am spus, creșterea calității mediului înconjurător. Vreau să le spuneți celor care ar putea fi interesați de acest subiect, cu ce se mănâncă, despre câți bani, că e vorba de bani care pot fi atrași în județul Mureș și cine poate să facă acest demers de a atrage bani în protejarea mediului. Da, deci la începutul lunii, parcă pe 7 martie, a fost o prezentare a acestui proiect, prezentare făcută de către angajați ai Ministerului Mediului, cei care răspund de acest program LIFE, au venit prin județe pentru a prezenta programul, deoarece sunt bani mulți la nivelul Uniunii Europene. În acest exercițiu financiar 2014-2020 sunt circa 3,5 miliarde de euro doar pentru acest program. Deci, miliarde de euro. Euro, da? Exact. Nu miliarde de lei, miliarde de euro pentru cele 28 de state membre. Și cine va fi mai deștept va atrage cel mai exact. Mult Exact, cine bani. Va fi mai deștept va atrage acest bani. Este o concurență directă. Acest program este un program destul de ușor față de programele de finanțare care există în România din bani europeni. Se lucrează direct cu Uniunea Europeană, finanțările vin direct de la Uniunea Europeană. Prin Ministerul Mediului, da, finanțările vin, nu există un POS, nu există un intermediar. Cine poate aplica, domnule director? Pot oamenii simpli, persoane fizice, societăți comerciale sau doar autorități și ce parte din autorități, dacă la INRF? Deci acest program nu este adresat pentru persoane fizice, este adresat instituțiilor, ONG-urilor, instituțiilor de învățământ superior. Deci genul acesta de instituții pot participa la program. Programul acesta este vechi în România, este cel mai vechi program de finanțare, a fost și înainte de intrare. Și dacă spuneți asta că e vechi, de ce s-au gândit cei de la Ministerul Mediului doar în 2018 să-i dea mai multe lani? Fiindcă înainte să intrăm în direct, îmi spuneați că și în celălalt exercițiu financiar european au fost chiar și din județul Mureș proiecte. Au fost, dar nu s-a întâmplat această dorință de a-l mișca. Probabil și din necunoștință, nu știu toate instituțiile că se pot accesa acești bani. Noi am avut un proiect în exercițiu trecut, un proiect care l-am avut în zona montană de 1 milion de euro. Deci un proiect relativ mare, care a durat 3 ani. Vă spun, sunt finanțări mai ușor de dus decât celelalte finanțări. Nu se cere atâta hârtie și atâta birocrație pentru ele. Merg mult mai ușor. Partea rea a acestui program este cofinanțarea, deoarece nu se dau bani în totalitate pentru proiect. Sunt proiecte care primesc între 50 și 60% din valoarea proiectului. Sunt proiecte care, mai ales pe natură, care primesc 75% din valoarea proiectului. Acesta este un impediment pentru că multe instituții nu au această cofinanțare. Cofinanțarea trebuie să vină din partea Ministerului de Resort.
Teoretic, ca să iei bani mulți, trebuie să ai bani mulți. Trebuie să ai cu bani. Cu cât ai mai mulți bani, cu atâta poți să atragi mai mult. Poți să faci un proiect mai mare și noi ca agenție dorim să depunem un proiect în acest an. Un proiect pentru popularea apelor de munte cu lostriță. Dorim să facem chiar un centru în județul Mureș de reproducere a acestei lostrițe. Încercăm să facem, din păcate Agenția de Mediu are un deficit de personal foarte mare, suntem foarte puțini, trebuie să te gândești și cu cine implementezi acest proiect. Bun, ăsta ar fi proiectul propriu al instituției din subordinea Ministerului. Da. Valoarea lui cât ar fi? V-ați gândit? Valoarea lui ar fi destul de mare, către 2 milioane de euro. 2 milioane de euro. Dar în afară de Agenția pentru Protecția Mediului, ar putea să vină și să ceară fonduri toți cei care se înscriu în categoriile pe care le-a exact, ONG-uri, autoritățile locale, școli. ONG-uri, sunt mai multe ONG-uri care au luat bani din acest program. Nu mai vorbesc de grupul Milvus, care a luat mulți bani din aceste proiecte LIFE. Deci tot ce ați văzut cu Agvila Mică, cu Berzi, au fost proiecte din aceste fonduri. Deci, și totodată aici ar trebui spus că proiectele LIFE se depun până în mai, se pot depune, există un site al Uniunii Europene unde îți depui intenția de proiect. Ce proiect ai vrea să faci? Și ei îți răspund foarte repede, foarte serios. Nu... Dacă e admisibil sau dacă nu? Dacă se poate sau nu se poate. Dacă deci, practic, autoritatea statului român este... Este oarecum ocolită. În ocolită. Prima fază. Deci de-aia am spus că merg mult mai ușor decât celelalte finanțe. Și rolul dumneavoastră în acest sistem care e? Nu avem rol în acest sistem. Este direct cu Bruce, fiecare doar entitate... Doar partea de informare? Doar partea de informare, atât. Deci nu avem un rol în aceste proiecte. Fiecare își depune proiectul lui la Bruxelles cu cofinanțarea de la Ministerul de Resort. Deci eu dacă depun un proiect, trebuie să obțin înainte de la Ministerul Mediului garanția scrisă că îmi va da cofinanțarea. La vechiul proiect am avut 25% cofinanțare din partea statului român. Sunt proiecte foarte frumoase. Pe biodiversitate este o parte din aceste proiecte. Sunt proiecte foarte multe pe conștientizare, dar să aduci o noutate, trebuie să faci ceva. Nu conștientizarea în aceasta, m-am dus la școală și am dus niște pliante. Deci trebuie să creezi un film de desene animate special pentru un obiectiv, să creezi lucruri palpabile, deci nu inovative oarecum. S-au făcut și din aceste de proiecte de conștientizare sunt câștigate în principal de țările cu tradiție Uniunea Europeană. Nu știu de ce ei reușesc să câștige multe din aceste proiecte. Eu ieri am pregătit să vă întreb, oare când o să conștientizăm noi cât de important e să protejăm mediul? Pentru că am auzit foarte multe reacții și sunt convins că și dumneavoastră legate de marile proiecte impuse de Uniunea Europeană. Unul dintre ele, situl Natura 2000, da, care e contestat, disputat și discutat în primul rând de autorități, dar și de cei care vor să desfășoare diverse activități economice în zonele protejate. Când o să înțelegem că trebuie să le protejăm? Că până la urmă de acolo pornește exact. Că europenii cu tradiție câștigă aici bani și au proiecte de conștientizare, iar noi nu. Câștigă bani, la începutul anului am fost în Ungaria la un sit din acesta Natura 2000, la o administrație a sitului. Ei lucrează mult mai deștept ca noi, după părerea mea. Ei cumpără toate terenurile din sit. Deci guvernul maghiar dă bani pentru a se cumpăra tot terenul. Deci cam 70-80 de hectare cumpără pe an din terenul sitului. E foarte ușor să facă proiecte, pentru că fac pe terenul lor. Nu mai trebuie să te... Și ei accesează foarte mulți bani pentru că au această condiție. Au, la noi problema care este că trebuie acceptul proprietarului. Care proprietar ne acceptă mie să fac o mlaștină pe terenul lui? Când el vrea să-l vândă cât mai bine, să-l exploateze bine, cât mai bine. Nimeni nu acceptă această treabă. În Ungaria au terenuri și fac. Să vedeți ce fac acolo, ce mlaștini cu judecată fac, unde să trăiască batracieni, șerpi, broaște. Ei nu au o faună așa dezvoltată ca noi, dar din dropii aceia fac mulți bani.
începând de la fabrică de bere până la fabrică de salamuri, toate cu sigla Dropiei, bineînțeles și prețul este mult mai mare. Deci ei au un sistem, noi nu, în aceste terenuri, toate sunt terenuri proprietate privată sau de stat. Este foarte greu să faci ceva pe aceste terenuri. Chiar dacă e de stat, dacă e la Rom Silva, pădure, foarte greu să dă o aprobare ca tu să-ți faci proiectul pe terenul lor. Au și ei regulile lor. Deci aici este un impediment. Bun, haideți să mergem un pic mai departe cu programul LIFE. Mi-ați spus că oarecum e ocolită autoritatea statului, trebuie doar să ai cofinanțare garantată. Aceea. Care sunt pașii următori? Pașii următori după... Trebuie în primul rând să știi limba engleză sau limba franceză? Toate trebuie documentele în engleză depuse. Așa să cer. Aviz primarilor sau șefilor de instituții care vor să depună. Dacă nu au oameni care să scrie în limba engleză. Proiectele nu sunt foarte voluminoase. Nu sunt ca astea care se fac la primărie, canalizări și care să te încurentești de hârtii. Deci intenția este 2-3 pagini. După care, dacă este aprobată, proiectul este de 30-40 de pagini. Nu este ceva foarte voluminos. La urmă ei își cer actele, noi avem experiența că am depus. Își cer actele și în proiect îți corectează, nu ți-l respinge ca la noi. Deci ei îți corectează unde n-ai scris bine, zice, ar fi bine dacă ați scrie așa. Și scrie ei cum să scrii. Deci chiar să vede o intenție de a te ajuta, de a te... De a-ți da bani pe care trebuie să-i cheltuiești. Deci au condiția să nu dai înapoi bani. Să cheltuiești banii respectivi. Domnule Ștefănescu, vorbind de necesitatea aceasta de a cheltui banul, să fie aici motivul pentru care n-au fost foarte multe proiecte depuse pe această linie? Ne lovim de aceste licitații, care dacă ai un proiect în care trebuie să faci o licitație, ai mari necazuri. În primul rând că licitația merge greu, cu impedimente respective. Plus tu ai o sumă de bani pentru această licitație, care ai reieșit dintr-un studiu de fezabilitate, zis că atâta costă. Ei, când această licitație se câștigă la 30% din valoare, ai o mare problemă. La finanțator și spui, domnule, eu n-am putut cheltui banii. De și el să uită la tine, atunci? Să uită nu cu mare plăcere, păi de ce nu i-ai cheltuit dacă ți-a trebuit și aia? Greu să explici că la licitația ta a venit cineva cu 30% și a trebuit să câștige lucrarea. Pentru că așa e licitația, suma cea mai mică trebuie să câștige. Deci aici e o mare problemă. Vedeți toate proiectele noastre, proiectele de închidere a iazului Batal, s-au câștigat la jumate din suma care a fost, care ne-a dat-o Uniunea Europeană. Ne-am dus cu studiul de fezabilitate, ne trebuie 23 de milioane de euro să închidem. Și la licitație s-a câștigat la 13-14. Bani. Și se va întâmpla? Acum divagăm un pic dacă ați adus subiectul. Probabil la suma aceasta se va întâmpla? Sau vor veni și vor spune? Acum norocul a fost că s-a trecut dintr-o exercițiu financiar în altul, s-a refăcut proiectul, că exercițiul celălalt s-a terminat. A fost N+2, s-a terminat. În nou exercițiu se dau bani și probabil se va cere o sumă mai mare, dar licitația este făcută. Este câștigată pe o sumă. Mai o poți mări cu cât o mai poți mări. Bun, revenind la LIFE cu ultima întrebare, legată de lipsa de participare sau de reticența unora de depune proiecte, cum îi puteți convinge dumneavoastră? Ați spus că instituția pe care o conduceți a participat, ați derulat un proiect. Da. Cum îi convingeți, chiar dacă n-au oameni suficienți, spuneați exact acest lucru despre Agenția de Protecție a Mediului, n-au oameni suficienți, merită să acceseze sigur un asemenea merită, proiect, chiar dacă trebuie să justifice fiecare eurocent, chiar dacă trebuie să cheltuiască banii pentru care s-au înhămat, să spun așa, în proiect. Culmea este că un procent de 5-10% din banii care ți dă ei nu-și cer justificare. Deci au acolo marjă, deoarece știe că sunt niște cheltuieli astea care apar, care nu trebuie adică trebuie justificați prin acte, prin facturi, pe ce dar nu trebuie să facă parte din proiect să fie trecut nominal acolo. Deci, la noi e problema mai mare, că nu sunt... Deci noi punem piedică
proiectelor europene care ei foarte, pentru că au experiență mare în proiecte, știu că apar cheltuieli neprogramate, apare tot felul de... Și au lăsat o marjă, domnule, da, dacă apar, ai de unde să... Ai de unde plăti, ai de unde plăti, nu e o problemă. Dați-le un sfat celor care se uită la noi, sunt din administrațiile locale, sunt din ONG-uri, au termen, să-l mai spuneți odată, până când au termen? Până în mai au termen să pună titlu și foarte pe scurt ce ar dori să facă, dar în aceste proiecte LIFE nu intră proiecte de cămine culturale, alimentări cu apă, nu intră aceste proiecte. Doar proiecte pe schimbări climatice, aici pot să jongleze cu aceste schimbări climatice, deoarece orice eficientizare energetică deja este în ajutorul schimbărilor climatice pentru reducerea emisiilor de bioxid de carbon. Deci sunt, pe site-ul Ministerului Mediului este o fereastră doar cu acest proiect unde sunt explicate exact ce trebuie făcut, plus telefoane, se poate da telefon, sunt câțiva angajați în Ministerul Mediului care se ocupă cu aceste... Exclusiv de programul, LIFE. De programul LIFE. Eficientizare energetică. S-au încercat și se încearcă în continuare multe. Unul din aceste proiecte a fost Casa Verde și am văzut, pregătind emisiunea de astăzi, am văzut pe site-ul dumneavoastră la APM Mureș că au fost respinse vreo câteva dosare bune la Casa Verde. Da, la Casa Verde le-am mai Casa Verde, să spun, prima etapă, nu Casa Verde Plus, clasa cea verde în care îți dai mașina veche, să spui, încălzire. Nu, este Casa Verde Plus în care se dau până la 40.000 de lei pentru izolare, pentru, dar acel program merge direct prin fondul de mediu, direct la București, nu trece prin... Celălalt, despre care am vorbit noi și unde îmi spuneați că ați obținut redeschidere pentru cei care au stat la ușă cu programe. Da, s-a mai obținut, tot n-a ajuns, deci n-am reușit să-i mulțumim. Dar au fost respinse proiecte. Eu, după cum mi-a spus dumneavoastră cifra și o să vă rog să le spuneți pe toate, am impresia că s-au răspuns cam atât de cât au stat în plus la ușă. Probabil, dacă nu chiar mai mult. Deci au fost depuse 364 de dosare, din care au fost aprobate 291 de dosare. Deci 60-73 de dosare nu au fost. Cam cei 80 care au stat în noaptea plus, și... aceia nu au fost aprobate. Nu și... neapărat nominal, ultimii mă gândesc, ci din total. Din total, chiar din primii 10 au fost respinși. Și cam pe țara acesta a fost raportul de respingere. Din cele 291 de contracte care au venit la noi pentru semnare, s-au semnat 286. Restul 5 n-au mai venit din diferite motive. Unii au decedat, unii n-au mai vrut să-l facă și deci 5 nu au venit să semneze. Cum considerați dumneavoastră acest program Casa Verde? A fost un succes real? Nu mă refer la numărul de persoane care au accesat fonduri, ci la efectul. A fost un program de succes pentru exemplu. Deci s-au montat mii de asemenea panouri numai în județul Mureș, nu prin program. Oamenii au văzut, pentru că omul nu crede până nu vede. A văzut la vecin că într-adevăr are apă caldă toată vara, nu consumă nimic energie în plus și și-a făcut socoteala așa, domnule, cu 5.000 de lei se poate pune în ziua de azi, sau ieftini mult aceste instalații. A zis să-mi pun și eu, și foarte mult și-au pus pe banii lor. Deci nu pe banii acestui program. Mergeți la casele din Târgu Mureș și, și o să vedeți pe multe case puse sisteme, unele chiar scumpe, care și le-au pus deoarece au văzut că este rentabil. Până numai s-a povestit că ar fi bine, nu, nimeni nu vrea să-și pună. Și din aceste 286, să revin, 86 deja au depus dosarul de decontare, deci au realizat investiția. De la ultima noastră discuție până astăzi, în decurs de câteva luni, i-au terminat, așteaptă banii. Așteaptă banii. Când o să le vină? Banii merge destul de bine. La capitolul ăsta cu banii, domnule Ștefănescu, am avut fel de fel de discuții, chiar și cu cei de la Startup Nation, unde oamenii spun că fac și așteaptă banii. Trebuie să avem o discuție și cu cei din Târgu Mureș, că am înțeles că aici totuși au venit la dumneavoastră. Au venit. Banii? Deci banii vin cam într-o lună de zile. Omului. Atât de repede? De la finalizarea dosarului? De la finalizarea și depunerea dosarului pentru finanțare, îl depun la noi. Noi îl trimitem la București și cam într-o lună primește în contul lui direct banii. Va mai urma vreo etapă în modul tradițional
al Casei Verzi sau nu? S-a încheiat aici. Această Casă Verde ar trebui să se termine în acest an la sfârșit, pentru că după ce ai semnat contractul, ai 10 luni ca să realizezi lucrarea. Dacă nu ai realizat-o, ai ieșit din program. Deci la sfârșitul acestui an ar trebui să termine programul 2016, că s-a început în 2016, și probabil la anul va începe un nou program. Casa Verde, deoarece este un program de succes, chiar a dat rezultate. Cozile care erau la Agenția de Mediu pentru înscrierea în program au dovedit că programul are priză la public și publicul așteaptă acest program. Eu am văzut și în țări să nu există casă. În țări în care să nu aibă acest sistem de încălzire a apei pe perioade de vară. Plus, am înțeles că se umblă la, s-ar dori o legislație nouă prin care cei care își montează panouri fotovoltaice să poată livra în sistem curentul și să facă diferența între ce consumă și ce livrează fără niciun fel de autorizație. Da, aici era problema multora spunând că și-au montat și n-au ce face cu... Nu, în momentul de față un om care are un panou și vrea să livreze curentul... Nu putea. Poate după ce obține autorizațiile care le are termocentrala Iernut. Deci este clasificat ca producător de energie electrică. Aveam un Târgu Mureșan. Da, îl știu și eu bine. Și a luptat mult ca să... A luptat, a avut ambiție... A intrat în sistem? A intrat în sistem, 2 sau 3 panouri, avea nu mare lucru. Dar a avut ambiție să parcurgă tot pe la ANR, București, să parcurgă tot acest ciclu de autorizare pentru a deveni producător de energie electrică. Se umbră la cum este în Germania. În Germania ai 2 contoare, unul dai și unul iei. Se face diferența și plătești cât e diferența dintre consumat și produs. Sau primești. Da? De obicei nu, pentru că noaptea nu produc aceste sisteme. Dar ajută foarte mult la... Sperăm să vedem și în România și atunci vom vedea și panouri fotovoltaice pe toate casele. Pentru că nu sunt atât de scumpe și își scot banii destul de repede. În câți ani cei 5.000 de lei despre care vorbeați pentru apa caldă? Pentru apa caldă, cei 5.000 de lei, după părerea mea, cam în 3-4 ani să scoate investiția. Și dacă nu ești într-o zonă cu apă caldă în sistem centralizat sau cu centrală... Centralizat nu mai există. E scos mult mai repede, nu? În Târgu Mureș nu mai avem sistem centralizat. Deci scoți destul de repede banii aceia să scot și... Târgu Mureș... Pentru că ați pomenit Târgu Mureș, nu mai avem sistem centralizat, dar avem o percepție ciudată a Târgu Mureșanului în ceea ce privește calitatea aerului. Aveți un sondaj în derulare, tot pe site l-am văzut și sunt tare curios să-mi spuneți, unu, de ce ați simțit nevoia, cine v-a obligat să faceți un sondaj privitor la percepția Târgu Mureșanului în legătură cu calitatea aerului de la Târgu Mureș? Pentru că știm... Sunt oameni nemulțumiți că avem poluare de un fel, că avem poluare de altfel, da, că avem particule de praf în aer. O să vă explic și vă spun și sincer de unde a pornit acest... Anul trecut am avut un audit extern al Curții de Conturi Târgu Mureș, tocmai pe acest subiect, calitatea aerului în Târgu Mureș și sistemele de monitorizare. Dânsi la terminarea controlului ne-au sugerat că n-ar fi rău să facem un asemenea chestionar care să-l dăm la public pentru a ști totuși și părerea cetățenilor despre tot ce se întâmplă. Dar nu le-a spus că avem panourile acelea care, o să mă contraziceți, dar mulți spun că prea arată întotdeauna numai verde la Târgu Mureș. În momentul de față nu arată nicio culoare, deoarece softul are o problemă pentru... Deci panoul, nu măsurătorile, panoul de la Poli 2 în momentul de față nu merge, deoarece el este bun, dar softul încă n-a făcut legătura, deoarece s-a schimbat softul la tot acest sistem. Referitor la calitatea aerului, dacă vedeți, există un site al calitatea aer, așa îi spune la site, unde găsiți în orice moment toate stațiile acestea de măsurare a calității aerului din România. Vă puneți pe stația care doriți, aveți graficul, aveți evoluția. Pe sunt lucruri certe acolo. Certe, nu poate umbla nimeni din partea noastră, acolo merg direct. De ce sondaj privind percepția, dincolo de sfatul care vi l-a dat, puteți schimba ceva dacă oamenii vor spune că sunt nemulțumiți de calitatea aerului? Măcar înțelegem percepția
populație, nu totdeauna această percepție este și reală. Dar spune ceva. Spune ceva și până acum din chestionarele care le avem, oamenii sunt pe acolo. Bineînțeles, a rămas acel Azomureș istoric care toată lumea începe cu Azomureșul. Dar la urmă trece și la... În chestionar este și o întrebare de unde, care e sursa dumneavoastră de informare pentru calitatea aerului. Toți au scris Agenția de Mediu. Probabil altă sursă nu prea este. Doar percepția. Bun. Eu am însă o nedumerire suplimentară. O fi combinatul cel mai mare poluator ca entitate fizică care produce. Dar praful de pe străzi și emisiile mașinilor, noxele de la mașini, cred că ar trebui să ne dea de gândit mult mai mult. Dumneavoastră, ca specialist, ce spuneți? Mult mai mult ar trebui. Străzile sunt pline. Și de mașini și de praf. În special în perioadele de iarnă, când se acumulează și traficul, și miile de centrale termice, care sunt, din păcate, la nivelul respirației. Noi măsurăm aerul la 2 metri înălțime față de sol. Acești centrale au un mare aport. Pe vremuri erau centralele acelea de cartier, poate mai neeficiente, poate mai rele decât acestea, dar aveau coșul deasupra blocurilor. Deci, în mod normal, toate gazele mergeau în sus. Rar este inversia aceea termică când coboară jos gazele. Dar acum avem coșuri la nivelul de respirație al cetățeanului. Deci, în perioada de iarnă, mai ales când este destul de frig, sub minus 10 grade, avem probleme cu particulele PM10, deci particule foarte mici, nu este praful vizibil. Acele nu se văd, nu se simt, sunt particule care ajung direct în plămân, din cauza aceea sunt foarte toxice. Provin în special de la motoarele diesel, ați văzut care este percepția Uniunii Europeană acum, ce se dorește. Din păcate, toate acele mașini rele, vechi, cu emisii foarte poluante, au ajuns în România. Mai ales anul trecut s-au înmulțit acele mașini foarte mult și mai sunt acele centrale termice care deja încep să fie vechi. Deja nu se mai acceptă centralele acelea clasice, trebuie să ai centrală prin condensație deja, nu se mai vând centralele acelea, dar marea majoritate sunt centrale de tipul acela. Și aici ce soluții propuneți? Și la diesel, și la centrale, și la praful de pe străzi. Insist pe ideea aceasta, pentru că nu iarna, dar și în timpul anului, primăvară, vară, avem de multe ori impresia că Târgu Mureșul aici e deficitar. E deficitar, deci praful acesta care se depune și praful, da, nu este atât de toxic, nu este considerat atât de toxic cât acest PM10 și PM2,5 care nu-l vedem, dar intră direct în alveolele pulmonare. Și la acestea am avut în perioada de iarnă, dacă vă uitați pe buletinele care le dăm, se pun pe site în fiecare zi pentru ziua precedentă, aceste buletine, am avut și situații când calitatea aerului în Târgu Mureș a fost foarte rea. Deci roșu acela, din cauza la acest PM10. Măsuri vor trebui să fie luate, ca în toată Europa sunt aceste probleme, nu-i România ceva special. După cum știți, România are infringement pe Iași, Brașov și București pe calitatea aerului. Încă localitățile mai mici nu au intrat într-o analiză foarte specială la Bruxelles. E o problemă, centurile, n-ai voie să ai circulație de mașini grele prin oraș, centuri ca să scoată circulația, tranzitul din oraș, plus o educație. Dacă ați văzut în orașele europene, deja începe un transport în comun foarte bine pus la punct, care să te îmbie să mergi cu acest, să nu te chinui la volan, că nu e nicio plăcere în oraș să conduci la ora asta. Transportul în comun foarte bine organizat, la ore fixe, autobuze foarte curate, în care poți merge în costum, nu ai nicio problemă. Nu prea mai circulă nimeni cu mașini, numai de dragul mersului la servici și de dragul... Să arate ce mașină are. Da, nu, acolo toată lumea... De exemplu, președintele Agenției Naționale de Mediu de la Viena
nu merge decât cu trenul, cu metrou, cu autobuzul, nu are mașină la serviciu. Metrou nu și tren mă îndoiesc că o să facă cineva din Tudor în Unirii, dar măcar autobuze, autobuze care se circule la program, să știi, vine în 3 minute, vine în 5 minute, asta ar putea să facă și când vă spun asta, trebuie să încheiem această parte a emisiunii cu dumneavoastră, domnul Ștefănescu, mă gândesc că anul trecut am rămas la un moment dat și eu pieton, și a trebuit să circul cu autobuzul. Și după o așteptare lungă am întrebat un șofer, totuși numărul X, nu l-ați văzut la capăt de linie? Și a zis, vine peste o oră. Și a zis, eu stau de oră și l-aștept. Da. Da, din păcate, asta e realitatea și trebuie să o spunem. Vă mulțumesc tare mult pentru vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sunt curios dacă anul acesta cu oamenii pe care îi mai aveți, cu acel deficit de personal, reușiți să faceți un proiect pe care să-l și duceți la... Da, încercăm la să-l facem noi, să facem parte doar din conducerea proiectului, să externalizăm tot... Lustrița e importantă și dacă mi-aduc bine aminte, în ultimii 3 ani au fost și câteva acțiuni, jandarmerie, poliție... Da, exact, pentru că au fost unii care au prins lustrița și au pus-o pe Facebook să arate lumii ce frumos au făcut. Oamenii au... Ăștia suntem, domnule Ștefănescu. Mulțumesc, stimați telespectatori, luăm o scurtă pauză și revenim cu cel de-al doilea subiect. Parcările de la 1 aprilie în zona centrală se plătesc, cel puțin așa știm până în momentul de față. ADP-ul, știi, la asta. Da, am revenit în direct, vorbim despre parcări și sensuri unice la Târgu Mureș. O să vedeți pe ecran director interimar, cred că l-am rugat pe coleg să scrie la Direcția Poliția Locală Târgu Mureș. Dar examenul a fost, am înțeles, director plin, probabil, va fi după acest examen, domnul Ioan Damaschin. Bună seara, bine ați venit, domnule Damaschin. Bună seara, bine v-am regăsit, sănătate dumneavoastră. Poliția locală este pe stradă, lumea o vrea și mai prezentă. Am auzit mulți târgumureșeni care cer și mai mulți polițiști locali. Încep cu această întrebare. E posibil, e normală această solicitare venită de la târgumureșenii care vor să vadă, până la urmă, cred că uniformă. Nu neapărat poliție municipală, poliție națională, jandarmerie, dar spun mai mulți polițiști locali în stradă. Da, numărul polițiștilor locali care sunt încadrați în schema Direcției Poliției Locale de la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Mureș este fixă, este în funcție de numărul de
cetățeni care avem în municipiu reședință de județ. Suntem cu un efectiv de 136 de polițiști care îți desfășoară activitățile pe toate domeniile de activitate care le avem, respectiv ordine și liniște publică, circulație, disciplină în construcții, mediu și ce în uniformă, domenii. Care ce sunt este stradă, uniformă, este segmentul, trebuie mai mulți, simțiți că da, e așa este, cum spun oamenii este sau efectiv, nu? Este efectiv maximum care îl avem și care îl putem asigura în stradă în momentul de față. Sunt lucrătorii care lucrează pe schimburi, atât de, pe schimburi de 8 ore, cât și pe schimburi de 24/72. Încercăm să fim vizibili peste tot, să ne facem prezența peste tot, să răspundem în mod operativ la toate intervențiile care le avem. Vrem să ajungem în timp foarte util, mă refer între 3 și 5 minute în funcție și de trafic. Vrem să fim eficienți ca și până acum și să înțeleagă toți cetățenii că suntem în sprijinul cetățenilor ca direcție de poliție locală, în imediată apropierea lor și vrem să dăm curs tuturor solicitărilor în mod operativ, legal și eficient. O să vă întreb imediat dacă veți reuși să o faceți, fiind implicați și în cealaltă problemă a parcărilor cu plată în perioada următoare, însă înainte spuneți-mi, director plin? S-a întâmplat să fie astăzi emisiunea după... Sunt director executiv, puternicil la comanda Direcției Poliției Locale până la venirea tuturor documentelor legale de împuternicire direct. Am susținut în cursul zilei de ieri examenul pentru directorul executiv și sperăm ca activitățile să continue pe această linie și de pe această poziție. Bun. Mergem mai departe și am spus înainte... În activitate care nu pot să desfășor fără adjuncții Direcției Poliției Locale, fără șefii de birouri, șefii de servicii și în mijlocul lucrătorilor operativi. Domnule Damaschin, în finalul primei părți vorbeam de faptul că acum ridicăm problema parcărilor cu plată, care de un an și mai bine de zile sunt gratuite, au umplut mașinile centrul Târgu Mureșului, sunt parcați oamenii și în spații destinate parcărilor, dar și în spații care n-ar trebui să fie ocupate de mașini. Acolo văd poliția locală vine, avertizează, îi roagă să plece pe cei care au parcat neregulamentar. Ce se întâmplă de la 1 aprilie? Pentru că știrea a fost că de la 1 aprilie vor fi parcări cu taxă din nou la Târgu Mureș. Și foarte mulți târgu mureșeni au lansat următoarea întrebare. De când, de unde și putem lua abonamente pentru parcarea în centrul Târgu Mureșului? Da, aș dori să facă mențiunea că întreaga activitate este gestionată și coordonată de către Primăria Municipiului Târgu Mureș prin administrația domeniului public. Poliția locală pe segment de responsabilitate o să fie doar de gestionarea parcărilor, urmărirea acestora, desfășurarea activităților specifice, stabilirea modului de ocupare și a legalității de ocupare a locurilor de parcare pe cele trei zone care sunt bine delimitate în cadrul regulamentului de aplicare acestora. Din discuțiile care le-am purtat în cursul zilei de astăzi, activitatea și responsabilitățile noastre revin din baza hotărârii ședinței de Consiliu Local, care ne-a împuternicit să gestionăm pe segmentul care ne este atribuit poliției locale. Deci poliția locală nu gestionează în integralitate această activitate, doar latura de parcări, prezența în teren și respectarea timpilor de parcare pe raza municipiului Târgu Mureș. Asta concret aici vroiam să vă întreb și acum vă întrerup să-mi spuneți. Da. Gestionarea timpilor de parcare și a parcărilor legale. Ce înseamnă? Da. A parcărilor cu plată de pe raza municipiului Târgu Mureș. Deci avem trei zone principale pe raza municipiului Târgu Mureș. Zona 0, zona 1, zona 2. Zona 0 fiind zona centrală, piața Trandafirilor, piața Victoriei și străzile imediat adiacente acestor artere principale, iar zona 1 și zona 2 sunt zonele din imediată apropiere a zonei centrale. Locurile de delimitare sunt stabilite în mod concret, sunt puse de către colegii de la Administrația Domeniului Public table de gestionare a lor, iar pe acest segment lucrătorii din cadrul Poliției Locale care vor fi nominalizați să desfășoare această activitate vor gestiona cu responsabilitate și concret, cu profesionalism. Vă rog, domnule Damaschin. Deci avem... Primul lucru, timpii de parcare. Să înțeleg că începând din momentul în care va fi parcarea cu taxă, o să ai un timp limită de
parcare în Târgu Mureș sau pot să cumpăr tichete pentru toată ziua și să le înșir pe bord și să rămâi cu mașina parcată acolo? Zona. Se schimbă ceva la capitolul acesta? Nu, regulamentul rămâne la fel ca și cel care a fost anterior. Singurele probleme și deosebiri care apar sunt legate de zona centrală. În zona centrală avem timpii maximi care încerc să curgă ca și în celelalte zone după 30 de minute, ca primă etapă de parcare, între 5 și 30 de minute, după care în zona centrală, respectiv în Piața Trandafirilor și Piața Victoriei și străzile ușor adiacente, timpul maxim de staționare este de 2 ore față de celelalte zone. Abonament, adică tichetele de parcare o să fie pentru 30 de minute, pentru o oră, 2 ore cu tarifele aferente. Cu posibilitate de prelungire, vă întreb. Maxim 2 ore. Bun, merg și iau de la ora, spre exemplu, 10-12 și intru în magazin și cumpăr încă un tichet de la 12 la 14 și rămân cu mașina imobilizată acolo. Da, dar în principiu încercăm să acoperim zonele respective, încercăm să facem apel la cetățeni, pentru că în prima fază activitățile vor fi activități de informare și de aducere la cunoștință a tot ceea ce înseamnă parcare pe zona centrală, întrucât prin responsabilizarea și prin atitudinea Târgu Mureșanului încercăm ca să găsim înțelegere pe linia aceasta legislativă, întrucât problemele din zona centrală trebuie să fie probleme imediate, probleme de rezolvare a tuturor aspectelor personale care le au oamenii respectivi și să nu se înțeleagă că zona centrală reprezintă o parcare permanentă. Parcarea cu plată va fi doar de la orele 8 până la orele 17, după care parcarea nu mai este cu plată și este la îndemâna tuturor celor Ce se întâmplă cu funcționarii din zona 0 care vin de regulă cu mașini la serviciu și obișnuiesc să le parcheze în imediata vecinătate a Consiliului Județean, a primăriei, a prefecturii sau cei care au mașini în fața magazinelor? În astfel de situații avem zonele 1 și zonele 2, care sunt zone din imediată apropiere a locurilor de muncă a tuturor celor de care amintiți dumneavoastră. Sunt atât tichetele pe intervalele respective și sunt și tichete pe o zi în astfel de situații. Deci pentru zona 1 și zona 2. Credeți că cei la care m-am referit în prima parte, funcționari în primul rând, vor înțelege acest lucru? Da, eu sunt convins că vor înțelege acest lucru. Vom face activitatea de informare care probabil va dura o săptămână sau două săptămâni și vom înștiința absolut toți posesorii de autovehicule, pentru că îi vom înștiința prin niște fluturași care îi vom aplica pe autovehicul, la vedere spre înștiințare. Iar după perioada în care se va stabili că se dă curs acestui regulament cu taxare efectivă, toată lumea să fie foarte bine informată cu privire la regulile și la condițiile de parcare. Veți putea aplica vreo sancțiune și aici cred că dumneavoastră sunteți cei de la Poliția Locală direct implicați, celor care fac, așa cum am spus eu în prima parte a discuției noastre, respectiv își cumpără un tichet de 2 ore și cu 5 minute înainte să le expire timpul de parcare, se întorc la mașină, pun un alt tichet valabil de atunci 2 ore. Sunt convins că angajații din Poliția Locală pot să vadă că mașina e acolo de mai multe ore, dar omul are în același timp aplicat pe bord un tichet. Da. O să avem posibilitate, pentru că se va face așa zisa deschidere de parcare, deci agenții o să aibă o suprafață teritorială relativă acceptabilă de patrulare pentru a putea ca să țină evidența vehiculelor parcate pe zonele respective. Se va face prima deschidere unde am făcut mențiunea că primele înregistrări și primele filmări pe zonele respective apar după 5 minute de la filmări va fi, da, cu filmare, da, cu tot. Iar în baza softului care va fi și pe aparatura care o vom avea, în momentul în care se introduce numărul autovehicului respectiv, după ce ai făcut prima deschidere și a trecut un interval de vreo 15-17 minute din calculele făcute și verificările din teren, pe reîntoarcere din deschiderea respectivă, de prin deschidere să înțelegeți vizualizarea întregii parcări pe care o avem în responsabilitate, automat, numai prin implementarea pe aplicație, semnalul și informațiile care sunt transmise de către colegii care gestionează parcările se îndreaptă către baza de date a administrației domeniului public, unde se face și emiterea de proces verbal și aplicarea sancțiunilor.
Vreau să fac mențiune aici că în baza regulamentului aplicarea sancțiunii respective și emiterea procesului verbal, care după aceea este trimis titularului de drept al vehiculului, pentru că numai nu așa se va pune pe parbriz, da, nu se pune parbriz, deci nu se face, sunt două excepții în cazul acesta, dar o să vi le prezint și acelea. Softul și tot ceea ce avem pe linia aceasta emite procesul verbal respectiv cu aplicarea sancțiunii corespunzătoare pe baza programului care este făcut doar la orele 23 și 59. Deci pentru ziua respectivă, da, poate omul poate să vină, poate să aibă urgență, poate nu reușește să-și plătească pe segmentul respectiv, apare o neconcordanță și are posibilitatea aceasta. La orele 23-59, în momentul în care nu este luată legătura cu agent, nu este clarificat aspectul de parcare, numai în momentul acela se trimite semnalul de emitere a sancțiunii contravenționale. Și înțeleg că în sistem va apărea dacă acea mașină e parcată în același loc de exact, mai mult de două ore. Exact. Ce da. Se întâmplă în situația În astfel aceasta? De situații există aplicarea sancțiunii contravenționale stipulată în mod expres în regulament cu penalizările respective. Puteți să-mi spuneți acum ce înseamnă? Da, avem sancțiuni destul de mari pe linia asta, ca să fiu exact și să nu. Da, pentru că e o noutate. Și de ce ai insist dacă îmi spuneți o noutate gândesc, la Târgu Mureș? Noi încercăm ca să intrăm pe linia de a nu aplica sancțiunile contravenționale în așa mod expres. De zice aici, operațiunea de achitare a contravalorii pe timpul petrecut se poate face ulterior parcării, dar în aceeași zi în care s-au utilizat parcările publice cu plata până la ora 23.59, ce v-am spus eu, după care intră contravenientul la domiciliu în perioada de 48 de ore de la comunicarea procesului verbal de contravenție, așa poate fi achitat majorat în cuantum de 25 de lei pe locul de parcare. După expirarea celor 48 de ore, deci momentul în care noi identificăm o mașină că este tot pe locul ăla de parcare, noi ne facem normal munca noastră, fără nicio problemă. Deci a fost mașina găsită la ora 16, am găsit-o la ora 18, am găsit-o la ora 22, deci, adică la 18 numai, că deja nu mai intrăm, că se închide. 10, 12, 14. Intrăm aici, după expirarea timpului, amenda 600 de lei pe parcare. Mergem dacă mai departe. Dacă ocupi mai mult de 2 ore mergem, și 30 de mergem, minute da, pe locul loc, respectiv. Chiar da. Dacă ai tichet cu totul, da, pe datele care 600 le avem și pe tot ceea ce avem în momentul de față. După aceea, neprelungirea în termenul abonamentelor, nu mai este cazul la ce mi-a spus dumneavoastră, cu 25 de lei pe parcare, 200 de lei, nerespectarea parcărilor și nerespectarea timpilor de staționare pe locurile de parcare cu plată, acolo unde este menționat prin panourile adiționale pe cu plată, se sancționează cu amendă de 100 de lei. Deci 100 de lei, în momentul de față. Da. Exact. Deci dacă m-am dus, l-am găsit, l-am identificat eu, se bagă în 600 aplicație. Dacă n-a plătit deloc. Exact, da. Și 100 de lei, și 100 dacă de lei a fost prins, în situația în care stă ore, mai mult de cele două ore care sunt stipulate pe, pe zona, pe da, zona și pe programul de deschidere care îl face agentul constatator pe segmentul respectiv de drum. Amenda e de sine stătătoare. 25 de lei. Dacă te duci și plătești după două ore sau după jumătate da, de oră, găsești agentul exact. Și spui vreau să plătesc. Da, dar agentul nu încasează. Da. Da. Unde va putea fi făcut? Deci toate plățile se fac pe la segmentul... Taxe și impozite? La, deci o să avem mai multe puncte pe raza municipiului Târgu Mureș. Este un aspect care, pentru care ne întindem un pic în perioada de timp față de cea preconizată inițial de deschiderea parcărilor cu plată și nu mai vorbim de un 1 aprilie. Sperăm, asta era o altă da, temă de sperăm, final, să le da, spunem oamenilor că exact. Nu de la 1 aprilie va fi. Sperăm ca undeva și nu e păcăleală. Da, și nu este păcăleală și nu, de la nivelul primăriei municipiului Târgu Mureș nu încercăm să păcălim pe nimeni și încercăm să informăm la maxim. Este și dorința tuturor celor care își desfășoară activitatea acolo. De am ajuns și astăzi, pentru că astăzi au fost discuțiile legate de parcare. O să ne întindem probabil undeva până în a doua jumătății a lunii aprilie, pentru că ne interesează ca tot ce este legat de parcări să fie bine adus la cunoștință Târgu Mureșenilor și a celor care tranzitează Târgu Mureșul. Nu este o problemă care să ne ardă, o problemă care să o facem pripit, e o problemă care este de o durată și vrem ca să fie foarte bine înțeleasă de toată lumea și vrem să responsabilizăm toți participanții la trafic care au probleme și staționează
în zonele stabilite. E foarte important și vă rog să nu vă supărați pe mine, nu spuneți încă o dată telespectatorilor noștri, parcări cu plată în zona centrală a Târgu Mureșului, în partea începând din... Probabil din a doua jumătate a lunii aprilie. Deci mai au încă 20 de zile... Da, 20 de zile la dispoziție, ca acum, la care prin poliția locală, prin colegii care avem în patrulare de zi cu zi și cei care sunt nominalizați de către noi pentru a desfășura astfel de activități, pentru că cei care sunt nominalizați o să fie instruiți, o să fie pregătiți expres pentru linia aceasta, o să facem o activitate și o campanie prin noi, prin ADP, prin site-urile primăriei de informare, de prelucrare. Înțeles. Nu e treaba dumneavoastră, dar sper iarăși să nu vă supărați și să-mi spuneți dacă știm costul pentru parcarea pentru o oră care va fi aplicat. Da, avem costurile stabilite. De am insistat ca să se urmărească site-ul primăriei unde o să fie prezentată în cu lux de amănunte acest regulament. Este stufos, este destul de bine pus la punct. Pe zona centrală, de zona 0, avem 30 de minute 2 lei, o oră 3 lei taxele. Pe zona 1 și zona 2 avem durată 30 de minute 1,5 ron, o oră 2 ron, iar pe o zi 9 ron lei. Da, 9 lei. Da, 9 lei. Avem aici abonamentele, avem abonamentele universale lunare care sunt 46,7 și încă o dată mă repet, fără zona 0, deci fără zona centrală. Zona 0 fără abonament. Da. Avem abonamentele universale trimestriale, universale semestriale, anuale și abonament locatar anual la aspectele de care mi le prezentați dumneavoastră. Așadar, se pot face abonamente în continuare din momentul în care va anunța primăria că se începe primăria, parcarea cu plată. Exact. Sunt formulare tipizate. Adică partea a doua, probabil, la lunii aprilie, nu mai repede, să nu se ducă oamenii acum la impozite și taxe sau la pe oamenii rugăm ca să urmărească site-ul primăriei. O să fie o aplicație numai și numai pe această linie, deci un folder care o să prevadă absolut tot ce este legat de parcările cu plată. O să fie bine conturate, bine structurate, pe înțelesul tuturor. Sunt niște formulare tipizate pentru abonamente, iar prin grija celor care se ocupă și care gestionează latura de abonamente și de etichete, toți cetățenii o să aibă posibilitatea de a intra în posesia informațiilor. Vreau să mai fac o precizare pe linia aceasta, care este și un motiv pentru care am încercat un pic să ne mai întindem în perioada lunii aprilie. Punctele de distribuire a etichetelor pe zonele respective încercăm să le facem pe locații cât mai dese. Deci să găsim și agenți comerciali, să găsim puncte de desfacere care sunt ale primăriei, ale transportului local, ca cetățeanul care parchează într-o zonă respectivă să nu aibă suprafață teritorială mare de a se duce dintr-un punct de parcare unde găsește locul de parcare, deci să se înțeleagă că... Și să spun, am fost plecat după tichet... Exact, și mi-a trecut deja cele 30 de minute. Da, este deci 30 de minute nu va fi sancționat. Deci nu, 30 de minute este prima perioadă de parcare. Deci de la 5 la 30 de minute. Cele 5 minute nu se sancționează. Bun. Nu se taxează, scuzați-mă. Iar pe linia aceasta o să avem punctele în așa fel făcute încât omul să poată să își rezolve și toate problemele și să aibă și locul de parcare. Domnule Damaschin, reiau un pic cifrele acestea pentru că vreau să vă întreb și cu sensurile unice sau schimbările apărute în circulație la Târgu Mureș și nu mai avem numai vreo 4 minute. Deci 2 lei, 3 lei, 9 lei pe zi în zona 1, în zona 2, 1, zona 2 care zone adiacente. Ca să facem în cele 4 minute să ne înțeleagă Târgu Mureșeni în modul cel mai expres. Pe zona, Într-un minut. Pe zona centrală avem 310 locuri de parcare, pe zona centrală, unde nu operează abonamentele. Pe zona 1 avem 3233 de locuri de parcare și pe zona 3 avem 905 locuri de parcare. Deci suntem undeva la o medie de 5000 de locuri de parcare care o să facă obiectul parcărilor cu plată. Și vorbim... 5000? Nu. Da. Păi avem 3300. Avem 3233 în zona 1, avem 310 pe zona 0 și 905. Deci suntem în jur de 4000 și ceva de locuri de parcare.
9 lei pe zi în zona 1-2. 2, corect. Dacă omul nu și-a plătit până la sfârșitul zilei locul de parcare, 600 de lei amenda. 223,59. Da, 600 de lei noi, da, amenda pentru o zi de parcare apare, da, fără plată în Târgu Mureș. Pe zonele Mureș, respective sunt stipulate... Și prelungirea șederii fără drept în zona 0. 100 de lei punctul 100 de lei. Plus penalitățile care apare și tichetul. Mai vreau să fac mențiune în cele 20 de secunde care ne-au mai rămas, dacă le mai avem. Vă rog. Sunt două situații în care sancțiunile contravenționale se pot aplica de către agentul poliției locale. Situația în care cel care parchează ocupă simultan două locuri de parcare, deci printr-o parcare neregulamentară. Și mai avem situația în care mijlocul care este oprit în zonele respective este de peste 3,5 tone și 5 metri lungime. Deci acestea sunt sancțiuni care se aplică de către agentul foarte poliției locale. Trebuie să le știe Târgu Mureșenii și cei care vin la Târgu Mureș, dar am spus că neapărat vă întreb și de schimbările de sensuri, de ce s-a întâmplat pe strada Revoluției. Da. Eu n-am înțeles un lucru și de aceea vă întreb, e personală întrebarea, așa s-o luați. Da. Ca atare, s-au făcut câteva modificări pe lângă cum venim pe Sinaia înspre Revoluție, da? Da, cum venim... Cu sensul de... Cu unde avem, da, și... Da, intrăm pe două sensuri de mers către Reghin. Da, da, acolo. Da. E o mare problemă, domnule Damaschin. Semafoarele. Da. Unul îmi spune că sunt obligat să fac stânga. Două îmi spun, de fapt, că sunt obligat stânga. Și unul de sus, dacă mă uit mai bine, mă lasă să vin în dreapta spre centru. Ce se întâmplă cred acolo? Cred că este făcută. Cred că este ce făcută. Ce se întâmplă acolo? Cred că ceea ce spuneți dumneavoastră a fost în urmă cu vreo două săptămâni. Nu, cred că este acum făcută trei zile. Acum trei zile. Și am zis că vă sesizez ar fi să trebuit, mergeți să vedeți ar fi trebuit ce se să întâmplă. Fie făcută modificarea, deci în sensurile care merg către Reghin, pe două benzi de circulație. Și cel moment... fix de la nivelul ochiului îmi spune stânga, dreapta, primul da. Îmi spune tot da, stânga, probabil iar eu... unul sus, stingher, îmi spune vezi că poți să faci dreapta. Cred că chiar ieri după amiază am trecut și am zis deci ce fi, să fac? Aș fi curios. Fac dreapta sau nu fac dreapta? Aș fi curios, dar e o stradă care ne interesează în mod direct, s-o lua legătura și cu... S-o putea niște discuții ieri, îmi pare rău că n-am fost și eu la ședința Comisiei Rutiere. S-a amânat aspectul acesta, o să găsim soluții pentru fiecare. Ce s-a întâmplat acolo? De ce? Acolo aveam gândit... o problemă deosebită pe zona centrală, deci la orele de vârf intram într-o coloană foarte mare și nu puteam da, ca să reușim ca să aerisim străzile respective. Ne blocam cu intersecția călărașilor, cu piața trandafirilor și mergeam undeva aproape până la sensul unic, în sensul giratoriu, exact cum avem în momentul de față situația orelor de vârf de pe strada Mihai Viteazu, când ajungem cu coloana aproape până la Casa de Cultură a Tineretului. Încercăm și vom proceda la o restricționare a opririlor pe partea dreaptă între strada Mihai Eminescu și strada Călărașilor și reușim să mai obținem o bandă de circulație și atunci o să reușim să aerisim strada respectivă. Ne cerem scuze pentru disconfortul unor locatari, dar trebuie să fim înțeleși și noi pe linia care o desfășurăm și mai urmează ca să găsim o soluție pentru timpii semaforului de verde care avem între strada Mihai Eminescu și Catedrala Mare, Călărașilor. Mai bine zis, avem un semafor acolo care un pic, semaforul respectiv ne oprește pe segmentul de fluidizare pe trafic. Le rezolvați în această primăvară, e ultima întrebare. Da, 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 le rezolvăm pentru că reprezintă o prioritate și pentru noi, și pentru primărie, și pentru toți cei care sunt implicați în zona respectivă a municipiului Târgu Mureș. Mulțumesc mult, domnule Damaschin, eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru informații, stimați telespectatori, așadar nu vă bucurați sau nu disperați. Luați-o cum vreți dumneavoastră, nu de la 1 aprilie se plătesc locurile de parcare în zona centrală, dar din zilele următoare, polițiștii locali și angajații ADP din Primăria Târgu Mureș o să vă aducă informații concrete în legătură cu acest subiect, pentru că apar lucruri noi în parcare. Atenție, 600 de lei amendă dacă nu ați plătit parcarea pentru o zi. Și doi, dacă stați mai mult de cele două ore în zona 0, un lucru care în sfârșit apare și la Târgu Mureș, amenda este de 100 de lei. Și cred că e pentru fiecare parcare peste două ore, chiar dacă vă mutați mașina într-un loc stați trei ore și în altul stați trei ore. Sunt deja 200 de lei amendă. Așadar, atenție mare! Să se studieze regulamentul și sprijin din partea noastră și informații, indiferent de oră, indiferent mulțumesc de... Mulțumesc și pentru prezență, domnule Damaschin, pentru și pentru amabilitate. Stimați telespectatori, ne revedem vineri. Până atunci, numai bine!